Senatorul PNL Răducu George Filipescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Daniel Ștefan Drăgulin nu are în momentul de față contracandidat la funcția de primar al municipiului Călăraș. De asemenea, candidații pentru primăriile municipiilor de județ și Consiliul Județean vor fi desemnați în urma unui sondaj. La Călăraș mergeți cu domnul primar, indiferent de câte tururi, ați făcut o estimare, dacă, având în vedere că e de două mandate, nu? E de două mandate, ăsta ar fi al treilea mandat. Acum că mergem într-un tur sau că mergem în două tururi, nu cred că avem o altă variantă mai bună în momentul de față. Dacă am avea o altă variantă, ne-am putea gândi. Într-un tur câștigă Drăgulin, în două tururi s-ar putea să câștige X. Cine e X? Nu e X. Nu avem X. Da, X, dumneavoastră când ați făcut, când faceți o analiză așa, există vreun contracandidat real la Călăraș acum pentru primărie? Din partid sau din afara partidului? Din partidul nostru? Da, din partid sau din afara. Tu te referi la Iliuță, vorbește direct. Nu, da, nici nu mai da după colț. Da, zici că nu e în partid, Iliuță, și nu ar putea să fie contracandidatul de care mă întreb. Din partid, sunt în afară. Hai că m-a luat setea de cum. Hai să facem abstracție de Iliuță. Eu vreau fără Iliuță. Până mă vorbim cu Iliuță. Fără Iliuță, există un contracandidat cu șanse din partid sau din afară? În afară de Drăgulin? Păi, cred că în momentul de față nu. Dar am putea să discutăm foarte, am spus, în momentul de față, adică astăzi la ora 12 și un sfert. Am putea să discutăm subiectul după ce vom vedea sondajul care se face de către casele de avocatură, casele de sondare și la Călăraș. Și atunci, pe baza sondajului, putem discuta. Uite, domnule, Dragoș Coman, de exemplu, sau Ivanciu, sunt foarte aproape de Drăgulin. Drăgulin are 31 și ăsta va are 27. Păi asta m-am întrebat și eu, dar m-am întrebat la... Atunci, ascultă ca să-mi termin ideea. Dacă el are 31 și unul din ceilalți doi are 27-28, e vorba de 2-3%, atunci te gândești care din ei poate să câștige în două tururi și care poate să câștige într-un tur. Atunci ai posibilitatea să faci o alegere pentru două tururi altcineva. Da? Dacă ar fi așa. Dar dacă distanța este de la 10-12% între actualul primar și ceilalți posibili candidați din PNL, atunci la ce să te mai gândești? Că nu mai la ce să te gândești. Urmă varianta cine candidează la Consiliul Județean și în ce poziții candidează. Dacă avem alegeri pe listă, lista probabil că o va deschide Vali Barbu, că este vicepreședinte, candidatul la așa. Dacă mergem pe vot uninominal, atunci probabil că în urma unui sondaj foarte bine făcut să vedem care ar fi. E Vali Barbu pe primul loc sau e pe primul loc altcineva din PNL? Cu toate că altcineva din PNL nu poate fi decât Toanșu Dinulescu, care nu cred că o să fie pe primul loc, că și ele e bătrân și mai e pe liste? Doar și alele. Cum? Sau pe ce liste este Marian Dulescu? N-aș putea să spun. Dacă nu știți din dumneavoastră. Nu, că nu știu deocamdată, că avem președinte de organizație, el decide, că nu. Uite, era pădus. Bine, întrebări. Altă întrebare. Eu ce am avut de spus vis-a-vis de... situația cu Iliuță, că eu am mai întrebat și vă aia să mă întreb, dacă candidează la primărie. Că zona PNL a zis că nu mai candidează, nu? Nu mai poate. Nu, nu mai poate. De, nu poate nici la primărie. Deci, ideea este... Nu poate nicăieri la PNL. La PNL, da. Dar poate pe alt partid să candideze. Păi și în situația în care el candidează... Hai să facem un candidat la primărie și la Consiliul Județean. Cât de... Care va fi impactul pentru PNL? Că asta ne interesează că suntem la PNL. Când la el se poate... Adică dacă el candidează la Călăraș împotriva lui Drăgulin, da, care ar avea șansa să câștige? Nu, care ar fi impactul? Că s-ar putea să câștige, s-ar putea să câștige, nu? Impact în ce sens? În sensul, dacă ia din voturile... Cât o să rupă de la PNL? Dacă rupe de la PNL, cât rupe dacă nu... La municipiul Călăraș. La municipiu. Și la județ după aia. Păi ținând cont că Iliuță pleacă de la un minus 2000 de voturi, da, de la minus, pleacă de sub nivelul mării, păi ce e greu să ajungă la nivelul, să treacă de nivelul mării să ia aer, că nu poate să stea fără respirație atât, s-ar putea să ne aibă nicio șansă. Din punctul meu de vedere. Da, păi asta vă, da, punctul din punctul meu de vedere, Vasile Iliuță la Călăraș
este o persoană mai incomodă și mai greu de bătut, dar asta nu înseamnă că nu va fi bătut. Din punctul meu de vedere, va fi bătut undeva când e candidat. Și dacă va fi la județ? Același lucru. Câți primari credeți că influențează domnul președinte? Câți primari influențează el? Peneliști, da. Depinde de unde candidează. Eu spun că din punctul meu de vedere... Deci dacă candidează la PSD, de exemplu, că la PNL n-are rost cu aceștia, n-are. Păi el ar putea să aibă vreo 3 primari, să zicem. Hai să zic că... Trebuie să-l nominalizezi? 4. Păi dacă ești nominalizezi, înseamnă că tu trăiești în altă lume, sau cum trebuie păi să-i spun. Păi nu, eu știu, de-aia... Păi sunt aia care ești tu în cap, nu trebuie să mai spun. Sunt 3-4 primari care sunt foarte apropiați și care sunt prieteni și care... Nici pe aia nu sunt siguri. Sigur că s-ar duce cu el în ideea în care pleacă în opoziție. Pentru că până la urmă ei nu mănâncă de la Eliuță. Ei mănâncă de la locul de muncă și de unde au proiecte, de unde au bani să-și dezvolte localității. Ori dacă pleacă în opoziție, să plece în opoziție, de ce? Din dragoste pentru Eliuță? Nu știu. Cred că totul la mijloc e interesul. Ei, nu credeți că... Nu cred. Nu cred. Sunt 2-3 care nu s-ar despărți de el, da? Nici pe aia nu poți fi sigur. Da. Omul își caută drumul lui. Iar eu am trecut până chestia asta. La Cuza Vodă, cu cine mergeți la primărie? Nu știm încă. Așteptăm sondaj. S-ar putea să mergem cu Marius. Probabil. Probabilitatea este mare. Dacă sunt localități în care primarii care avem rămân pe poziție necondiționat, sunt și localități în care sondajele ne spun dacă persoanele respective mai sunt agreate, nu mai sunt agreate. Nu poți să ieși ca să pierzi. Adică măcar în localitățile care le ai să recâștigi primăria. Dar ea spun că în două tururi noi trebuie să găsim variante și în unele localități unii primari ar trebui înlocuiți cu alții, cu alți candidați. Dacă sunt două tururi. Că într-un tur unii nu mai câștigă. Dar eu sunt de principiu că alegerile democratice și corecte se fac în două tururi. Și eu am zis că e bine să fie două tururi atât la primărie cât și la Consiliul Județean. Două tururi, dacă e uninominal. Dacă nu este uninominal, într-un singur tur. Că să aleg consilierii și la masa verde să alege președinte. Dar dacă este uninominal, trebuie două tururi. Și la Consiliul Județean. Și